Capitolul 12. Spicele și ziua sabatului. În vremea aceea, Iisus trecea prin lanurile de grâu într-o zi de sabat. Ucenicii lui, care erau flămânzi, au început să smulgă spice de grâu și să le mănânce. Fariseii, când au văzut lucrul acesta, i-au zis: "Uite că ucenicii tăi fac ce nu este îngăduit să facă în ziua sabatului." Dar Iisus le-a răspuns: "Oare n-ați citit ce a făcut David când a flămânzit, el și cei ce erau împreună cu el? Cum a intrat în casa lui Dumnezeu și a mâncat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, pe care nu era îngăduit să le mănânce nici lui, nici celor ce erau cu el, ci numai preoților? Sau n-ați citit în lege că în zilele de sabat preoții calcă sabatul în templu și totuși sunt nevinovați? Dar eu vă spun că aici este unul mai mare decât templul. Dacă ați fi știut ce însemnează milă voiesc, iar nu jertfe, n-ați fi osândit pe niște nevinovați. Căci Fiul omului este Domn și al sabatului." Omul cu mâna uscată. Iisus a plecat de acolo și a intrat în sinagogă. Și iată că în sinagogă era un om care avea o mână uscată. Ei, ca să poată învinui pe Iisus, l-au întrebat: "Este îngăduit a vindeca în zilele de sabat?" El le-a răspuns: "Cine este omul acela dintre voi care, dacă are o oaie și cade într-o groapă în ziua sabatului, să nu o apuce și să o scoată afară? Cu cât mai de preț este deci un om decât o oaie? De aceea este îngăduit a face bine în zilele de sabat." Atunci a zis omului aceluia: "Întinde-ți mâna." El a întins-o și mâna s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă. Fariseii au ieșit afară și s-au sfătuit cum să omoare pe Iisus. Iisus, robul Domnului. Dar Iisus, ca unul care știa lucrul acesta, a plecat de acolo. După el au mers multe noroade. El a tămăduit pe toți bolnavii și le-a poruncit cu tot din adinsul să nu-l facă cunoscut, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: "Iată robul meu pe care l-am ales, prea iubitul meu în care sufletul meu își găsește plăcerea. Voi pune Duhul meu peste el și va vesti neamurilor judecata. El nu se va lua la ceartă, nici nu va striga, și nimeni nu-i va auzi glasul pe ulițe. Nu va frânge o trestie ruptă și nici nu va stinge un fitil care fumegă, până va face să biruie judecata. Și neamurile vor nădăjdui în numele lui." Îndrăcitul mut și orb, păcatul împotriva Duhului Sfânt. Atunci i-au adus un îndrăcit orb și mut și Iisus l-a tămăduit așa că mutul vorbea și vedea. Toate noroadele mirate ziceau: "Nu cumva este acesta fiul lui David?" Când au auzit fariseii lucrul acesta, au zis: "Omul acesta nu scoate dracii decât cu Belzebul, domnul dracilor." Iisus, care le cunoștea gândurile, le-a zis: "Orice împărăție dezbinată împotriva ei însăși este pustită, și orice cetate sau casă dezbinată împotriva ei însăși nu poate dăinui. Dacă Satana scoate afară pe Satana, este dezbinat. Deci cum poate dăinui împărăția lui? Și dacă eu scot afară dracii cu ajutorul lui Belzebul, fiii voștri cu cine-i scot? De aceea ei vor fi judecătorii voștri. Dar dacă eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Sau cum poate cineva să intre în casa celui tare și să-i jefuiască gospodăria, dacă n-a legat mai întâi pe cel tare? Numai atunci îi va jefui casa. Cine nu este cu mine, este împotriva mea,
și cine nu strânge cu mine, risipește. De aceea vă spun, orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Oricine va vorbi împotriva Fiului Omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor. Ori faceți pomul bun și rodul lui bun, ori faceți pomul rău și rodul lui rău, căci pomul se cunoaște după rodul lui. Pui de năpârci, cum ați putea voi să spuneți lucruri bune când voi sunteți răi? Căci din prisosul inimii vorbește gura. Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Minunea cu prorocul Iona. Atunci unii din cărturari și din farisei au luat cuvântul și au zis: Învățătorule, am vrea să vedem un semn de la tine. Drept răspuns, el le-a zis: Un neam viclean și prea curvar cere un semn, dar nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Căci după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, tot așa și Fiul Omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Împărăteasa de la miază zi se va scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl va osândi, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon. Și iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Duhul necurat, când a ieșit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă și n-o găsește. Atunci zice: Mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine în ea, o găsește goală, măturată și împodobită. Atunci se duce și ia cu el alte 7 duhuri mai rele decât el. Intră în casă, locuiesc acolo și starea din urmă a omului acestuia ajunge mai rea decât cea dintâi. Tocmai așa se va întâmpla și cu acest neam viclean. Mama și frații lui Isus. Pe când vorbea încă Isus noroadelor, iată că mama și frații lui stăteau afară și căutau să vorbească cu el. Atunci cineva i-a zis: Iată, mama ta și frații tăi stau afară și caută să vorbească cu tine. Dar Isus a răspuns celui ce i-adusese știrea aceasta: Cine este mama mea și care sunt frații mei? Apoi și-a întins mâna spre ucenicii săi și a zis: Iată mama mea și frații mei, căci oricine face voia tatălui meu care este în ceruri, acela îmi este frate, soră și mamă.